Salutare, dragii mei prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. În episodul de astăzi, băi, m-am uitat și eu așa pe YouTube acum, înainte să începe acest episod, să vedem câte like-uri a lăsat episodul cu story time de acum o zi. Și am văzut că sunt 300, peste 370 ceva de like-uri, când eu am zis doar un goal de 250. Ceea ce nu poate decât să mă facă super mega hiper fericit. Așa că în episodul de astăzi vreau împreună cu voi să povestim mai departe din story time-ul în legătură cu parcursul meu pe serverele RPG. Cum data trecută am vorbit despre facțiuni și parcursul meu în facțiuni, vreau acum să vorbesc cu voi despre parcursul la funcții, pentru că este unul foarte lung și trebuie să-l facem. Așa că, dar înainte de toate, hai să băgăm și noi contract pentru cei din Hitman. Contract 14.500, contract 17.500 și cam atât. Ok. Acum, pentru a începe să vorbim despre parcursul meu la funcție, o să vă reamintesc foarte rapid acum să tragem pe deoparte, punem o mică pauză la episod și apăsăm pe butonul de like, pentru că, pentru a posta următorul story time, vreau la acest episod să strângem 300 de like-uri, ok? 300 va fi noul goal, știu că îl putem face, prin urmare, apăsați butonul de like, zăpăciți-l, pentru că este un episod foarte special, în care eu trebuie să-mi aduc aminte de foarte, foarte multe chestii. Ok, pentru a-mi aduce aminte ce am făcut eu pe la funcție, o să accesez eu chiar acum website-ul rpg3.bizon.ro chiar acușica și o să mă uit la mine pe profil, pentru că pe profilul fiecărui jucător se pot adăuga notițe de către membrii staff în legătură cu funcțiile pe care le-au deținut, sancțiunile, promovările și așa mai departe. Prin urmare, o să dau aici la mine SwiftRadar HD doar o secundă, notițe și vedem așa. Bun, acuși. Eu am luat helper pe data de 17 octombrie 2016. Asta înseamnă la un an și 4 luni de când am apucat eu de Bizon. Și v-am spus, n-am fost un jucător exemplar și la început și n-a trebuit să muncesc foarte greu. Am luat helper după ghici, după cred că 7 aplicații la funcția de helper, a 7-a a fost acceptată de către Petronella. Cum am reacționat eu când a fost acceptată aplicația? Eu care eram obișnuit cu respingerile, atunci a durat cel mai mult corectura, a durat 2 săptămâni corectura și am primit răspunsul într-o zi de luni și se pare că a fost acceptat, am fost extrem de fericit. Eu atunci mă duceam la școală, știu că am pus și un episod pe YouTube că am fost acceptat la helper, un mini vlog de 30 de secunde, pentru că eram foarte, foarte fericit. Acuș, what? Hitman se execută, oh, se pare că contractul nostru a funcționat. Acuș, în altă ordine de idei, stați o clipă să tractăm mașina lui Benny, că o să o las aici, tractez. În altă ordine de idei, după ce am fost acceptat la helper, știu că colegii mei ceilalți nu prea știau comenzile pentru că erau începători și trebuiau să uite în helper area, trebuia să mai aștepte puțin până primau gradul și pe forum. Și ce am făcut eu? Eu din prima, pac, hash duty, m-am pus pe duty și m-am pus să fac N-uri. Eram singurul helper la datorie dintre cei noi promovați, singurul la datorie, să-mi iau și toți, bă, de unde știi comenzile, de unde știi regulile? Și ne-a spus, nu trebuie să știi regulile ca să-ți dai seama că nu trebuie să folosești comenzile în scop personal și trebuie să ai bun simț. Și comenzile le știam de la ceilalți helperi care mai făceau pe YouTube videoclipuri când răspundeau la N-uri. Mă pasionea extrem de mult și am decis să învăț comenzile ca pe urmă să le pot reproduce mai ușor după ce voi fi promovat la funcția de helper, cândva era în capul meu. La helper m-am descurcat extrem de bine, am făcut minimul de puncte pentru promovarea la helper 2, însă ghici, pe data de 1 decembrie 2016, deci la o lună și câteva zile de când am fost promovat la funcția de helper, ceea ce pentru mine a fost wow, pentru că alți helper stăteau cu funcțiile că, și chiar 4-5 luni cu helper până să fie promovat la admin, la ora 19.00 am fost promovat la funcția de admin nivel 1 de către Kobo, RPG3 Supervisor pe vremea respectivă. Eram afecat, deci m-am dus până la bucătărie să beau niște apă, nu știu, mai făceam eu pe acolo să mănânc ceva. Și când m-am întors, văd pe ecran că scrie cineva pe chat și scrie unul admin, nu știu cine era atunci, Jack, scria pe chat. Bă, și m-am gândit, stai puțin, de ce scrie unul admin și nu scria unul helper, cum scrie aici? Unul helper. Da, mulțumesc pentru donație, unul helper. Mulțumim, Mignea, pentru donație, sorry, dar am fost concentrat pe ceea ce ziceam. Și m-am gândit, băi, stai puțin, sunt admin. Și am dat slash admin și în momentul ăla am luat crash. Derp și am luat crash.
Și mai după am reconectat extrem de greu, a trebuit să schimb mod pe cu de zici că a fost un făcut ca să mă facă și mai tare să aștept. Și când am intrat pe server, derp, stai să vezi că Swift este admin. Oh, ce am făcut atunci? Băi, m-am bucurat extrem de mult, am stat în seara aia pe calculator, cred că 2-3 ore în plus față de cât stăteam eu de obicei. Și mi-am citit toate regulamentele și după ce am primit funcția pe formă extrem de fericit, am citit tot, m-am apucat. Așa, Leveni, lăsăm asta la o parte. Eu vă spun sincer, la început, la admin, am fost un admin extrem de prost. Eu făceam, deci, admin, punctele la admin sunt structurate pe mai multe categorii. Bineînțeles, cea mai importantă categorie este banul pentru aimbot, pentru codați, pentru că știm că aici sunt cele mai greu de depistat coduri. Prin urmare, eu la banurile de aimbot eram praf, deci cred că aveam un ban într-o lună în condițiile în care este recomandat să ai undeva la 15 banuri, deci un ban odată la 2 zile ar fi ok, știți? Și m-am gândit ce să fac că nu sunt bun. În rest, muteurile eram pe verde, adică activitate mare la muteuri, la agile-uri, activitate mare la reclamații, dar la admin 2 de-abia cu reclamațiile, iar îmi vine mâncarea pe gât. După, la banuri normale, activitate mare, însă la banurile pentru ei mă depistam extrem de greu și aveam foarte puține banuri pentru aimbot. Prin urmare, m-am gândit, băi, ce să fac? În 4 luni, pe 10 aprilie, parcă, 2017, a venit prima statistică de când eram eu admin, unde promovările la admin au fost date cu interviuri pe Skype, la care eu am dat interviuri cu Kelton. Ea prima oară când eu vorbeam cu Kelton, vocal. Și eram foarte entuziasmat, na, ca oricare admin nou. Și se pare după interviu l-am convins pe Kelton și mi-a dat admin 2, deși banurile mele pentru aimbot nu erau deloc bune. La vremea respectivă aveam și calculatorul vechi și nu puteam să filmez mult pentru că stăteam mult randat cu aimbot-urile pentru că durea ore. Și i-a spus lui Kelton că pe 27 aprilie o să-mi cumpăr calculatorul meu, deci la 17 zile, calculatorul nou pe care l-am acum de high gaming și că o să pot bana pentru aimbot. Cred că asta și l-a și convins pe Kelton și mi-a dat o promovare la admin nivel 2. Bun, după promovarea la admin nivel 2, lucrurile s-au schimbat puțin. Pentru că am devenit și mai activ, însă la aimbot am devenit un pic mai activ, am undeva la 5-6 banuri pe lună pentru aimbot, ceea ce nu-i deloc bine, chiar deloc bine, dar totuși am mai crescut puțin. După câtva timp, a venit prima statistică și țin minte că nu am luat admin 3 sau... Nu, nu am luat admin 3 atunci pentru că activitatea mea pentru aimbot nu era chiar așa de ok și am zis gata, băgam iași piciorul ăia de activitate, începând cu luna iunie 2017, am spus în acest moment vreau să rup banurile pentru aimbot. Și am stat mult timp pe server, m-am și documentat mai mult și am avut ambiție și se pare că da, am vrut să banez pentru aimbot cât se poate de mult. Și undeva prin un... Nu, nu prin iunie, stai că greșesc, nu prin iunie, undeva prin august, deci după a doua statistică de când eram eu admin, unii au fost promovați și Reading a fost promovat la admin 3, țin minte atunci și eram foarte supărat că eu n-am fost promovat. Ceea ce pe mine m-a ambiționat foarte mult și se pare că începând cu august 2018, 2017 până în... Deci când am luat eu admin, până în decembrie 2017, am fost cel mai activ admin de pe RPG 3. Bă, ăla s-a teleportat? Bă, n-am văzut cine este, o să mă uit după filmare, cred că a băgat un 0B32. Prost moment să-ți bagi 0B32. Ok, și până decembrie 2017 aveți statistica pentru admin 4 și până atunci eu am fost cel mai activ admin de pe RPG 3 la toate capitolele, ban normal, ban pentru aimbot, ban pentru orice. Pentru orice, eu am fost cel mai activ admin, ceea ce m-am bucurat extrem de mult și m-am felicitat și Daniela, m-au felicitat mulți alții și i-am zis, bă, trebuie să iau admin 4, trebuie, hai să muncesc cât mai tare și în decembrie am luat admin 4, primul admin 4. De atunci lucrurile s-au schimbat drastic, enorm de mult, pentru că a trebuit să intru în noile mele atribuții mai grele. La început recunosc, nu m-am descurcat la admin 4, după mi-am revenit ușor ușor, am făcut multe greșeli la admin 4 și au trebuit ca colegii mei să zică, uite frate, nu e bine aici, trebuie să faci așa. E de înțeles pentru că na, începător, admin 4, prima oară admin 4, ținând cont că eu am învățat joc SAM pe Bizone, știind ce ăsta era SAM, pentru mine atunci a fost o realizare destul de mare și m-am bucurat foarte mult. În vremea aceasta aveam în spate și canalul de YouTube și pe voi, ceea ce mă bucura în continuare și mă făcea să continui din ce
ce în ce mai mult, avându-vă pe voi în spate ca susținere, pe swifterii noștri, mă făcea să continui din ce în ce mai mult și întotdeauna să fiu din ce în ce mai bun, ceea ce a adus rezultate bune la Admin 4, însă un pic... am fost un pic cam, să zic, mult, am ajutat mult prea mult la Admin 4 pe ceilalți lideri și le atrăgeam atenția prea des atunci când greșeau și asta a dus, i-a făcut pe ei să ducă la acuzații asupra lui. Mulțumesc, acuzații asupra mea. I-au făcut să facă pe meu, știu foarte bine cine a făcut, că Swift este mult prea arogant cu noi și că Swift să ia de noi fără motiv și am fost demis la admin nivel 3 atunci, a fost un tamtam extrem de mare în staff atunci și stai să vă spun, asta trebuie să vă spun neapărat, cei care atunci când eu aveam admin 4 erau cei mai buni cu mine și cei mai poți să tragi nea până vrei, cei care erau admin 4... atunci cei care erau admin 3 și mai mici, care stăteau extrem de bine pe lângă mine, mă salutau zilnic pe chat-ul al adminilor, salut Swift, îmi dădeau pe mur, ce mai faci mane, tot timpul când aveam admin 4, când am luat retrogradarea, exact acele persoane au început să râdă pe slash a de mine și să-mi spună, vezi acum Swift, haha, vezi, roata se întoarce, hai jet acasă, știi, și de-astea. Și aia sunt niște nenorociți. Ce, am făcut și un videoclip pe tema respectivă de atunci, nu vreau să mai aduc aminte, videoclip se numește Admin Down DC, vă puteți uita la el pe canalul meu, scrieți fix așa, Admin Down DC și o să apară filmul videoclip de la canalul Swifty Gaming Ro, de la canalul nostru și am făcut un mare tamtam atunci și m-am certat foarte mult cu membrii staffului, ceea ce a cauzat ca eu să iau un admin warm pentru comentarii, ceea ce încă o dată nu mi-a plăcut, aici a fost un declin enorm la adresa mea, dacă e să facem așa pe un grafic, aici graficul a luat-o în jos de rău de tot și după ce am fost retrogradat la admin 3 m-am gândit, bă, ce să fac, sincer vă spun, am avut gânduri să mă las de Bizon permanent să mă apuc de buggy sau de alt server, însă m-am gândit în felul următor că nu sunt eu genul care să... Iar îmi vine, stați puțin, scuzați-mă o secundă, nu sunt eu genul care să renunțe așa de ușor. Și Daniel m-a întrebat, vrei să mai continui? Și i-am spus, da, vreau să mai continui. Și începând de atunci, de când am fost retrogradat, în prima lună a trebuit să-mi revin bine, nu mi-am revenit chiar așa de bine, a venit o statistică atunci și a spus Daniel că trebuie să-mi revin, pentru că altfel nu o să mai fac parte, o să trecem la, nu că nu mai fac parte din staff, o să trecem la sancțiuni și m-am gândit, bine frate, tu m-ai provocat, încă o dată îți răspund la provocare. Ceea ce m-a făcut, iară să fiu cel mai activ admin la codați, timp de mai bine de, stai puțin, deci am fost retrogradat în așa, iunie, timp de mai bine de 4 luni, după m-am trecut un admin de nivel 2 la activitatea pentru codați, însă eu în continuare eram pe verde la toate statisticile și se pare că acum am primit admin nivel 4, chiar acum o lună, după mult de muncă încă o dată, vă spun eu, cel mai greu este să-ți revii după un admin down, după un declin mare de tot și asta aprecia și Kelton și cu Daniel la promovarea mea și adminii de nivel superior, pentru că niciun alt admin de pe RPG3 care a fost retrogradat la funcție nu și-a revenit înapoi la capacitate maximă cum mi-am revenit eu, chiar așa au spus toți. Și ceea ce pe mine m-a făcut foarte fericit. De ce am făcut eu treaba asta? În primul rând vă spun sincer, pentru voi am făcut-o, pentru că dacă nu puteam să vă dezamăgesc pe voi, dacă mă dezamăgeam pe mine, era, dar nu puteam să vă dezamăgesc pe voi. Și am revenit extrem de greu și extrem de dificil am revenit. Și acum sunt aici admin 4 în prezent. Și încă o dată, după toată povestea aceasta, țin să spun un singur lucru. Nu are dreptul nimeni, dar absolut nimeni de pe acest server și din această lume să mă judece pe mine sau să judece orice alt admin care a muncit pentru funcția respectivă, că tu nu meriți admin, tu ce cauți aici în staff, tu nu știi să codați, nu știi nimic, pentru că tu nu ai acces la statistici, nu ai acces la nimic, ca și ca jucător normal, doar îi dai din gură ca prostul, fără vorbești în necunoștință de cauză. Asta faci tu, vorbești în necunoștință de cauză și când faci treaba asta, automat te expui unui risc de a fi considerat prost, pentru că nu e adevărat ceea ce spui. Așa că vă rog foarte frumos, haterilor, că swifterii mei știu foarte bine, sorry wizard, țineți-vă gura, pentru că habar n-aveți ce înseamnă să fiți admin măcar o zi, să stați în acest staff, habar n-aveți ce înseamnă să stai pe codează să-ți vine rău, habar n-aveți nimic, dar în schimb dați din gură. Nu să faci așa, nu este frumos, nu este civilizat și bine ar fi să nu faci asta, că nu mă faci pe mine de râs, și te faci pe tine de râs, pentru că adevărul e unul singur și guess what, adevărul respectiv eu îl dețin, nu tu. Cam atât a fost cu parcursul meu la funcții, destul de dificil, însă a fost un parcurs
demn de invidiat, cel puțin eu am fost mândru de el și sunt mândru de parcursul meu, dar sunt mulțumit, nu că mândru, sunt mulțumit, asta pot să spun. Mereu sunt on la ora asta, că mereu filmez la ora asta. Eu sunt mândru de ceea ce am realizat, nu-mi place să mă laud, vreau să las pe alții să mă caracterizeze pe mine, nu vreau să mă laud acum că sunt mare Dumnezeu pe pământ aici, însă vreau, vreau și ofer respect. Asta este totul. Și în primul rând, seara nu intru mai niciodată. Băi, Stix ăsta zici că este pe dos tot timpul. Make leader, hai să ne băgăm în SPD. Cam ăsta ar fi parcursul meu aici la funcția de admin. Un parcurs dificil, eu sunt mândru de ceea ce am făcut și îmi fac treaba cu drag, zilnic. Și deși uneori vreau să las totul pentru că este mult prea aglomerat, ceva din mine îmi spune nu, stai aici, stai, îmi spune continuu. Și eu îmi ascult vocea respectivă din interiorul meu și o fac în primul rând și pentru voi și pentru jucători și pentru toți cei care m-au susținut până aici, pentru că încă o dată eu am avut un parcurs foarte prost pe server și foarte prost și ca admin, însă am crescut pentru... De ce am crescut? Și vă dau și vouă sfaturi. Pentru că am avut ambiție și pentru că am vrut. Nu a existat la mine niciodată nu pot, a existat întotdeauna vreau. Așa că vă recomand și vouă același lucru să faceți. Nu neapărat păsam, ci și în viața reală. Nu spune niciodată nu pot, ci vreau, vreau, vreau. Pentru mine să revin încă o dată la super, super... banurile respective pe verde a fost extrem de greu, însă cu ambiție am putut și guess what, nici n-am lăsat școala. Am avut rezultate la fel de bune și la școală și aici. De ce? Pentru că am avut ambiție și pentru că am vrut să dovedesc ceva și eu spun că am reușit alături de voi. Pe mine mă încântă foarte mult că sunt alături de voi tot timpul și că avem o relație extrem de bună, pentru că nu mulți creatori de conținut au o relație așa de strânsă cu abonații lor și cu cei care îl urmăresc, și aici sunt foarte fericit. Ceea ce am reușit noi să clădim aici și pe canalul acesta, pe această comunitate și pe server, nu poate să ne ia absolut nimeni, așa că haters gonna hate, I don't give a fuck. Oh, bun, puțin mă bate gura, da, mă doare maxilarul de la cât am vorbit acum, sincer mă doare maxilarul și simt nevoia să iau o pauză din dicție, așa că vă spun respectuos, cam atât a fost pentru episodul de astăzi, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, dacă v-a plăcut, nu ezitați să faceți ceea ce știți că trebuie să faceți, să apăsați butonul de like, 300 de like-uri pentru următorul episod, ca să postăm următorul episod din story time și next time ne vedem, sper cu forțe proaspete pentru continuarea story time-ului, v-am pregătit ceva mai special în următorul story time. Așa că zic, cam atât a fost pentru astăzi și ca de obicei, stay close, bye!